Salutare tuturor, mulțumesc Daniel pentru introducere. Mă uit la ceas, sunt 15 minute între momentul pauzei și momentul de acum. Deci, practic, prezentarea mea îi mai ține un pic departe pe participanții la evenimentul nostru. Până acum am urmărit foarte atent prezentările de dinainte, multe informații, unele noi pentru mine, altele mi-au validat o parte din întrebările și răspunsurile la care m-am tot gândit în perioada asta pe care am petrecut-o cu toții. E greu să prezint după atâtea informații și prezentări bune, însă sper să vă atrag atenția cu ceva ce eu consider că e foarte important, mai ales acum când tot auzim în fiecare zi despre digitalizare, despre online, despre toate lucrurile care ne-au schimbat viața, zic eu, în multe zone în bine în ultimul an. Motiv pentru care tema dialogului meu cu voi astăzi este una puțin diferită de human factor in sales, deci factorul uman în vânzări, mai ales în acest context after pandemie, da? După pandemie, cum a fost influențat acest comportament uman și cât de important este el, spun eu, mai ales în acest context. Câteva cuvinte despre compania pe care o reprezint astăzi și unde, așa cum a zis Daniel, sunt de 3 ani de zile în zona comercială, în zona de vânzări. Practic, probabil o parte ne voi cunoașteți acest jucător în piață, Groupama, este o companie franceză la bază și ea s-a născut acum mai bine de 100 de ani în Franța într-un act de solidaritate. Practic, la vremea aceea fermierii au constatat că e mult mai simplu să facă față dificultăților pe care le aveau încă de pe atunci, dacă se vor uni, dacă vor mutualiza, de exemplu, respectivele riscuri. Și așa, pornind la această idee, a apărut compania Groupama în Franța, care a ajuns în România în 2007-2008 și în momentul de față, după cum puteți vedea, este un jucător important din piață, un jucător care, spun eu, contribuie la educația pieței și, cel mai important, asigură continuitate clienților și partenerilor noștri. Este, practic, misiunea noastră și asta ne dorim. Să putem asigura continuitate atunci când lucruri complicate, dificile se întâmplă în viața fie a persoanelor fizice ca noi, fie a business-urilor. Și acolo avem soluții. Câteva date, practic, vedeți, suntem lideri în România în zona de asigurări de locuință și în zona agro, unde avem și tradiția despre care v-am spus. Suntem al doilea jucător în zona asigurărilor casco și nu în ultimul rând, avem locul 3 în ceea ce înseamnă asigurările de proprietăți. Suntem al treilea asigurător al IMM-urilor din România și al treilea jucător în zona asigurărilor de sănătate. Așa cum am spus și mai devreme, oferim continuitate clienților prin toate soluțiile și serviciile pe care le avem în portofoliu, pentru că noi considerăm că e cel mai important clientul, e cel mai important partener al nostru și de aceea toate acțiunile noastre sunt în jurul lui. Deservim peste 1 milion de clienți individuali astăzi, avem 86.000 de companii, mai sau al treilea jucător și ceea ce e foarte important este că într-un clasament transparent și ținut de cei de la ASF avem cel mai mic număr de reclamații. Asta spune, zic eu, că ne facem treaba bine și că ne respectăm promisiunile. Cam atâta despre Groupama, ca să știți exact ce facem noi și unde suntem în piață. Îndreptându-mă acum către subiectul prezentării, practic am vrut să împărtășesc cu voi cum ne uităm noi la acest factor uman într-o lume digitală și dilema la care a trebuit să răspundem cu toții în acest an, cu atât mai mult, pentru că era un trend de digitalizare, este, domne, ok, unde e echilibrul acela perfect între tehnologie versus interacțiune umană? Ce putem face? Pentru că dacă mă uitam atent la prezentările de înainte, e clar, toate business-urile au fost impactate de această digitalizare. Când zic digitalizare, înseamnă practic interacțiunea noastră nu față în față, deși ne vedem, dar ne separă poate kilometri, ecrane și așa mai departe. Da? Însă, noi considerăm, cel puțin în Groupama, că tehnologia este un enabler. Nu anulează factorul uman, dimpotrivă îl potențează. Este un mijloc care ne ajută să fim mai repede prezenți, mai aproape de clienți într-un context dificil. La un moment dat n-am putut să ne întâlnim cu oamenii, însă business-urile trebuiau să continue. Da?
Și practic încercăm să răspundem la această dilemă prin toate acțiunile și deciziile pe care o luăm în fiecare zi. Întorcându-ne la clienți, din experiența noastră în procesul de vânzare, clienții preferă acum interacțiunea digitală. De ce? Lesne de înțeles. După cum bine știm, a fost o perioadă în care oamenii nu au dorit să se mai întâmple, n-au, să se mai întâlnească față în față, n-au putut să se mai întâlnească, însă aveau nevoie de serviciile pe care, da, nu numai noi, ci toată lumea le oferă. Și atunci ce faci? Folosești tehnologia, însă cel care îți face vânzarea, cel care sfătuiește, care consiliază clientul, indiferent în ce business, este tot omul, tot interacțiunea umană aduce, dacă vreți, valoare dialogului digital. Evident că sunt însă etape în procesul de vânzare pe care și în funcție de produsul pe care îl cumperi, în care este suficient o interacțiune online pentru produse simple. Nu ai nevoie de un consilier lângă tine și atunci, din punctul meu de vedere, tehnologia este cea care rezolvă aproape tot procesul de vânzare. Evident, pe partea de consiliere, consider în continuare că ai nevoie de implicarea factorului uman, al unei persoane cu care să dialoghezi. Da? Există o mulțime de variante în care putem oferi acest lucru astăzi. Deci, rezumând, considerăm că aici trebuie să fim atenți la acest, cum să zic, ca un dans foarte atent în care să nu lăsăm ca tehnologia să înlocuiască absolut 100% factorul uman, pentru că s-ar putea de multe ori să fie și anumite impedimente. Vă dau un exemplu din industria noastră, fără să dau nume, sunt anumite orașe mai mici, de exemplu în România, în care anumiți competitori de noștri au decis să nu mai aibă un spațiu, un sediu fizic. Pentru că, ok, din rațiuni de eficientizare, strategie, fiecare știe cum își face pașii. Ce s-a întâmplat în acele orașe? Am observat că au migrat clienți către celelalte companii, printre care și noi, care aveam sedii. Aveam fizic sedii în respectivele orașe. Probabil că pentru acel segment de clienți, în momentul de față, în continuare, interacțiunea umană este peste partea de interacțiune tehnologică. Probabil că vine și din faptul că uneori cred că societatea noastră e mai tradițională și dacă ne uităm iarăși, avem o viteză mare la internet, însă probabil penetrarea internetului în România nu e la fel de mare ca în celelalte state la vest. Da? Una e viteza, una e cât de mulți oameni se descurcă bine în lumea asta digitală. Cam asta e dilema la care răspundem. Noi am ales să păstrăm un echilibru între cele două lumi. Repet, consider că tehnologia ne ajută, ne dă puterea să fim mai prezenți, mai activi lângă clienții noștri, cel puțin în business-ul nostru și în industria noastră. Mergând un pic, poate am anticipat un pic ce vedeți pe slide-ul următor, aici am încercat să vă prezint, ok, care este un proces, poate să fie complet digital, asta se întâmplă și la noi pe anumită serie de produse, însă și acolo avem un chat box, mai avem un call center care îndrumă clienții noștri atunci când ei au neclarități sau au nevoie de întrebări, de răspunsuri la o serie de întrebări. Avem pe partea, de exemplu, de cumpărare la alte produse complicate, indiferent că a fost o pandemie, clienții au vrut să se întâlnească cu consilierii noștri, evident respectând regulile de distanțare socială, dar n-am putut să înlocuim. Practic, e adevărat că acum internetul, așa a precizat și mai devreme de antevorbitorii mei, oamenii intră pe în zona online, fac comparații, fac review-uri, este acest unboxing acum foarte la modă să explici un pic despre experiența după cumpărare. Evident, acolo clienții se informează, se vor informa tot mai mult. Acum clienții noștri, indiferent de industrie, sunt mult mai bine informați, mult mai bine echipați și automat și consilierea trebuie să fie în consecință. Tocmai de aceea, dacă la achiziție poți să spui, domne, ok, cumpăr produsul online, pe partea de cross-selling, de upselling, rămân digitale tool-urile, rămân importante, rămân cu prioritate tool-urile digitale, însă interacțiunea umană nu va lipsi niciodată. Evident, ca orice jucător în piață, avem și, am zis, partea de chat web sau servicii de call center care, evident, în spate au oameni, o parte dintre chatbot-uri pot fi doar cu inteligența artificială, însă și aici în spate
oamenii, colegii noștri sunt în continuare lângă clienți. Practic, după cum vedeți, în momentul de față în Groupama, noi avem toate tipurile de interacțiuni, fie doar face-to-face, fie doar digital și toate variantele intermediare. Probabil și din ce am văzut și în alte companii, există aceeași dilemă și cam aceeași abordare. S-a vorbit mai devreme de aplicații. Aplicațiile există o mulțime evident de furnizori. Noi am ales o soluție Salesforce, am ales-o înainte de a intra, de a fi loviți cu toții de pandemie, lucru care ne-a ajutat pentru că nu contează providerul, contează ce e în spate. Practic, cum am zis, clientul este în mijlocul acțiunilor noastre, automat trebuie să-ți organizezi toată activitatea în jurul lui. Evident, nu e o noutate pentru nimeni, soluțiile CRM te ajută să ai un acel 360 de grade în jurul clientului tău pentru a-i oferi cele mai bune servicii adaptate nevoilor lui, rapid și eficient. În zona noastră, iarăși, CRM, această soluție Salesforce, nu va înlocui niciodată empatia de care s-a vorbit și mai devreme și care este unul din scopurile noastre. Ne uităm foarte atent cât de empatic comunicăm către clienții noștri și le cerem opinia vis-a-vis de acest lucru. Un CRM e impersonal, nu te ajută, el tot așa te echipează, te ajută să fii foarte bine pregătit. În același timp, tot când folosim această aplicație, încercăm să simplificăm tot procesul de vânzare, să fim mult mai agili și mult mai rapizi pentru clienți. Știți bine, clienții nu mai au răbdare. Toți își doresc acum, rapid, simplu, evident dacă se poate și ieftin, partea a doua, însă simplitatea și rapiditatea și nevoia de a personaliza serviciile către clienți sunt din ce în ce mai mari. Repet, tool-ul, instrumentul pe care îl folosim pleacă de la client și creăm în jurul lui oportunitățile pe nevoile specifice, astfel încât atunci când avem interacțiunea cu el, să putem să-i oferim servicii personalizate. Toate aceste lucruri, anul acesta, și o să tot vorbesc de acest an, anul acesta ne-a forțat și pe noi, în Groupama, să fim mult mai digitalizați, pentru că timpul, piața nu a avut răbdare cu noi. Știți bine, am fost puși în fața unui fapt împlinit, trebuia să te miști foarte rapid, astfel încât să-ți continui dialogul cu clienții tăi. Am avut noroc ca această pandemie să ne fi prins totuși într-o poziție bună din perspectiva asta, astfel încât am putut să ne adaptăm foarte rapid. Și vis-a-vis de prezența asta fizică, tot vorbeam, noi am fost unii dintre jucătorii care am ales să păstrăm sediile noastre deschise, da? Deci punctul de interacțiune local, acolo, mai ales în orașele mici, a fost foarte important. Am avut deschise respectivele agenții, cum le spunem, punctele noastre de contact cu clienții. Evident, în regulile permise de legislație la momentul respectiv, avem un program în care bună oară a fost prezenți când a fost cel mai greu, doar 2 ore pe zi, pentru a le arăta oamenilor că suntem acolo și dacă au nevoie să vină dincolo de internet, de digital, de tot ce înseamnă digital, să știe că suntem acolo, continuăm business-ul și le oferim servicii așa cum erau obișnuiți. Evident, astăzi procesul de vânzare se întâmplă mult mai facil. Putem să facem la distanță vânzarea și colegii noștri s-au adaptat tuturor instrumentelor pe care le folosim în procesul de vânzare, însă baza procesului de vânzare rămâne aceeași. Trebuie să-ți înțelegi foarte bine clientul și nu, un instrument nu va înlocui capacitatea ta de a consilia așa cum trebuie un potențial client. Concluzionând, avem aceste soluții, credem în tot ce ne oferă respectiva soluție de CRM, însă ea e completată de abilitățile oamenilor noștri pentru a răspunde așa cum trebuie nevoilor clienților. Și a ține pasul cu ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că și clienții cer de multe ori, hai să ne întâlnim online, că mai eviți în București cel puțin o oră de trafic până la urmă. Și închei prin am tot vorbit de oameni, evident în spate trebuie pregătiți, trebuie să investești în continuare în oamenii pe care îi ai și mă bucur că în Groupama noi avem această academie, iarăși ea nu a fost creată acum în urma pandemiei, exista aici, doar am adaptat-o, metodele prin care noi ne pregătim oamenii sunt mai complexe acum pentru că avem mai multe platforme, ce să facem, s-a precizat și mai devreme, domne, training online,
A fost singura soluție la un moment dat, nu mai puteai să te vezi față în față. Ce trebuie? Ok, hai să mergem în zona asta. Și această metodă, da? Metoda a fost adoptată și de noi în platforma noastră. Avem un sistem foarte MyHR în SuccessFactors care ne ajută să programăm toate interacțiunile de training și administrativ ne ajută foarte mult. Ce e important e metoda pe care o folosim și am adăugat, dacă vreți, am încercat să dezvoltăm abilitățile colegilor noștri în zona aceasta de digital. Nu vă spun că mulți au, în funcție de cât de aproape sau departe ești de această zonă, mulți au avut temeri la început și nu însemna că nu mai erau vânzători buni, din păcate aveau temeri că nu vor putea face față provocărilor tehnologice, nu cele de proces de vânzare în ceea ce făceau. Și atunci am fost nevoiți, evident, să rapid să le oferim confortul și să aibă încredere să folosească toate aceste instrumente. În cadrul academiei noastre, practic, considerăm procesul de învățare ca o călătorie individuală în care te dezvolți atât personal cât și profesional și eu cred foarte mult în partea asta de dezvoltare personală. Noi trebuie să asigurăm cadrul colegilor noștri să se dezvolte, dar inițiativa și ceea ce faci, cât de mult vrei să continui această călătorie, ține exclusiv de tine. Sunt convins că și clienții ne forțează să fim din ce în ce mai buni, așa cum v-am zis, online, digitalizarea, toate opiniile pe care le vedem peste tot, ești expus, te forțează să fii mereu mult mai bine pregătit decât probabil se întâmpla înainte. Nu intru în temele pe care le-am făcut, ce voiam doar să vă spun că abordăm într-un mod structurat pregătirea oamenilor noștri, credem în training continuu, credem în, repet, poate că sunt de modă veche, eu chiar cred în acele traininguri care îți dezvoltă abilitățile și încercăm să folosim tot ce s-a dezvoltat în jurul nostru, toată partea asta de digitalizare, să o folosim, să o considerăm ca un enabler care să ne faciliteze interacțiunea cu clienții oriunde ar fi ei. Mă uit la ceas și mă opresc aici. Sper că a fost interesant ce am ales să vă prezint astăzi. Dacă sunt întrebări și avem timp, Daniel, le pot răspunde la ele, bineînțeles. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos, Ștefan!